La 10 ani, într-o sală modestă din Lugoj, a început povestea uneia dintre cele mai mari sportive din istoria României. Cu fiecare săritură, Lavinia Miloșovici a cucerit inimile și a strălucit pe podiumurile internaționale, lăsând o amprentă de neșters în gimnastică. Cariera sa excepțională a cunoscut prima explozie la Campionatul Mondial din Indianapolis, în 1991, unde a câștigat primul titlu mondial la sărituri și două medalii de bronz, apoi la Jocurile Olimpice din 1992 de la Barcelona, Lavinia a scris istorie, două titluri olimpice la sol și sărituri, iar nota 10 perfect la sol a rămas ultima din istoria gimnasticii. Medaliile de bronz la individual compus și argintul cu echipa au completat un palmares extraordinar. Cu 29 de medalii internaționale, dintre care 13 de aur, Lavinia a continuat să domine scena gimnasticii mondiale, fiind declarată cea mai bună sportivă a României în 1990. 1992, 1993 și 1995. Pasiunea, devotamentul și talentul ei au inspirat generații întregi de sportivi și au redefinit excelența. În data de 21 octombrie, la Muzeul Național al Banatului, Lavinia este onorată nu doar pentru performanțele ei sportive, ci și pentru inspirația pe care o oferă tuturor celor care visează la măreție.